Stimați prieteni, bine v-am regăsit! Vă propun astăzi o temă frumoasă, generoasă, dar și dureroasă, de multe ori, până la lacrimi, chiar până la țipăt: iertarea. Cum să învățăm să iertăm? Cum să învățăm, de fapt, să ne ușurăm sufletul, să-l lăsăm să respire și să ne vedem mai departe liniștiți de viață? Despre iertare. Așadar, despre ecuația în care se prezintă ea, în care ni se înfățișează, despre pașii pe care trebuie să-i urmăm pe traseul acesta al iertării, vom sta de vorba astăzi, voi sta de fapt de vorba astăzi cu invitata mea, doamna Violeta Popa, specialistă în psihologie cognitiv-comportamentale, doctor în filozofie. Să sperăm că vom reuși să aflăm câte ceva, că vom începe să iertăm, da? Stimată doamnă, doar în aparență subiectul acesta al iertării este unul la îndemână. În realitate e destul de complicat să ajungi să deslușești cei iertarea. Punerea um, în ei în practică ține cumva de domeniul poveștii. Totuși pe acest pământ s-a iertat și se iartă. Care este primul zid de care dumneavoastră ca psihoterapeut vă izbiți atunci când se ridică problematica aceasta a iertării? În general, oamenii uh, nu consideră necesar să ierte. Oamenii consideră necesar să se lupte împotriva celor care le-au greșit mai târziu, mai de mult, mai recent. Uh, Nu-și nu dau voie să se gândească că primul proces de vindecare a propriului suflet după o rană, poate uh, justificată, după o nedreptate justificată. Deci, primul pas este iertarea. Pentru că iertarea este un proces, <coughs> e adevărat, nu simplu? Da. Este adevărat, nu este un proces la îndemâna oricui, este un proces, dar este un proces de voință, este un proces uh, unilateral, uh, asumat, da. voluntar, uh, e un act chiar de curaj, uh, de eliberare. Așadar, cred că aș putea vorbi despre iertare și de a enumera uh, uh, fațetele iertării minute în șir. Și cu cât o să vorbim mai mult, o să detaliem și mai mult câte fațete are iertarea. E un dar divin uh, și, în esență, iertarea cu toate uh, aspectele ei este uh, un act prin care eu... Uh, nu mai consider vinovat pe cel, pe care, pe cel care mi-a greșit și nu mă mai simt vinovată față de cel căruia i-am greșit. Am Cred că în esență cam, cam asta este iertarea. Uh, nu, te mai simt, nu te mai consider vinovat că mi-ai greșit, dar și eu însă nu mă mai simt vinovată că ți-am greșit. Pentru că înțeleg procesul iertării. Înțeleg cât de important este să vreau să iert. Să vreau să iert. Prin urmare, Prima barieră care vă stă în care dumneavoastră la cabinet este aceasta a acceptării faptului că suntem imperfecți, că toți greșim și că, prin urmare, trebuie să întindem brațele și să facem pași către împăcare. Da, pentru că... Probabil că și societatea în care trăim uh, ne furnizează uh, această iubire uh, de sine greșită, înțeleasă, în sensul că nimeni nu are voie să mă atingă cu niciun cuvânt, nimeni nu are voie să, uh, să mă jignească și e bine e bine spus, nu e rău gândit în da, felul că... acesta. Tot ce spuneți dumneavoastră vizează respectul de sine. Respectul și de e sine. E obligatoriu cumva și este pentru obligatoriu. mine, da, pentru evoluția mea să învăț să mă respect. Este adevărat. Dar și dacă se întâmplă, să nu, să nu fie așa, pentru că fiecare se consideră mult mai deștept, mult mai bun, mult mai minunat da. decât celălalt și este dreptul fiecăruia să te lovească pe tine, să te jignească, să te umilească, să te pună la colț. Dacă eu înțeleg și îl înțeleg pe acel om, că. Poate a greșit. Îi înțeleg circunstanțele. Îi înțeleg motivele. Ați spus, este dreptul fiecăruia să te jignească, să te rănească? În Eu mintea, mintea, că... lui. Da, 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 da. mintea lui. Este dreptul în mintea lui? Nu, da, nu da, un da, drept, da, nu. Da, Am, am da. crezut că am fost clară. Nu, Fiecare crede care are dreptul să te jignească, exact, să da, te umilească, da. să se pună la colț. Nu, Așa se crede pentru că asta e societatea în care trăim. De sus în jos lucrurile sau au, -au că se întâmplă. Eu am identificat câteva cauze principale. Lumea în care trăim și ating acum prima, prima cauză ne vrea perfecți. Și noi creștem în miezul acestei competiții al cărei obiectiv este perfecțiunea. Cum am greșit, cum ne punem noi pe noi la colți și suntem puși la colți. Este o cauză pentru care nu iertăm și nu ne iertăm. Este un construct cultural, pe de altă parte, o a doua cauză pe care eu am identificat-o, în sensul că ne vine cumva de demult, vine cumva pe filiera strămoșilor, da? am fost învățați din familie că trebuie să respectăm niște reguli, imediat ce am încălcat regula. Suntem pedepsiți, știm asta. Deși de multe ori regulile nu îmi se potrivesc, regulile nu sunt pentru toată lumea, regulile se schimbă pentru că se schimbă și vremurile. Și sigur există o a treia categorie de cauze care vizează traumatismele sau traumele pe care le-am trăit într-o viață. Dumneavoastră, cum așezați în ecuație toate acestea? Uh, Le-aș lua pe rând pe cele trei pe care dumneavoastră le-ați enumerat și eu le cred. Scuzați-mă, și eu cred în ele și eu cred că există o categorie corectă pe care a făcut o poate mai sunt și altele. O, sigur. Le vom da. descoperi împreună. Da, da. Ați zis să dorim să fim perfecți. Da. Noi nu suntem perfecți. Asta este evident. E. e... Primul lucru pe care trebuie să-l acceptăm despre primul noi lucru, da? că pe suntem ca... nedesăvârșiți. Pe... Este lucru pe care este foarte important să-l identificăm cu noi înșine, cu noi însă, că noi nu suntem perfecți, da. dar tindem spre perfecțiune. Și ar fi minunat să tindem spre perfecțiune. Doar doar Mântuitorul este perfect, doar Așa Creatorul este, este da. perfect. Dar, dar noi tindem să fim ca ei, ca El. Da. să fim ca El, ca Domnul Isus și ca Dumnezeu. Deci, Trinitatea. Ne tindem să fim. Pe să fim perfecți, dar noi nu suntem perfecți. Scuzați-mă. Da, da, sigur că putea da. Să am emoții că domne, dialogul cu dumneavoastră este unul spumos. Așa și este. Mă, voi considera și mai deșteaptă și mai frumoasă și mai uh, fru, deșteaptă în meseria mea după, după A întâlnirea cu dumneavoastră. Să nu transmiteți emoțiile. Da, așa este. Uh, uh, vrem să fim precum modelul. Modelul suprem este Isus Hristos. Da, și tindem spre perfecțiune, da. dar nu, nu toți. Bine ar fi să fie toți. Unde oamenii da? de pe pământul ăsta să atindă spre perfecțiune. Rațional fiind, știm că nu putem fi precum Isus Hristos decât la capătul unui ciclu da. de, de experiențe Dar vrem ca ceilalți să ne considere perfecți, intangibili da. și fără greșeală. Și pentru că eu mă văd așa, toți cei din jurul meu, să mă vadă la fel de perfectă, fără greșeală și eu întotdeauna am dreptate. Da. Dacă pornim cu astfel de concepții, cu siguranță că mesajul pe care noi îl dăm în jurul nostru nu este unul corect. Apoi ați vorbit despre... Moștenirea pe care, da, 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 care da, venim culturală. Este vorba Se, Că despre... noi suntem ființe culturale, construite cultural Sigur că da, da. Și vorbim despre arhetipul individual Dar mai ales colectiv Pe care, da, îl, da, da, da. Pe care îl moștenim da. Cu care venim din, din, trecut, din, din trecutul nostru Este foarte adevărat Cu fiecare generație care trece Parcă puterea iertării Este din ce în ce mai mică Ne dorim din ce în ce mai puțin să iertăm Să fim toleranți să fim concesivi, fără să facem compromisuri. Cred că este o mare diferență să fim toleranți, da. dar să nu facem compromisuri. Aveți dreptate? Iar a treia, al treilea aspect pe care dumneavoastră l-ați reliefat, mai aduceți-mi la minte? A fost... uh, al treilea aspect vizează uh, relația noastră cu, cu uh, realitatea. Cu, actualitatea... cu traumele. cu traumele. Da, cu actualitatea -am traumele. Da, da, cu traumele. Este foarte adevărat. Sunt uh, oamenii vin, uh, vin din spate, iarăși ne referim da. la trecutul uh, mai îndepărtat, mai, puțin sau da. mai, puțin, mai mult sau mai puțin îndepărtat, când într adevăr oamenii vin cu traume. Și atunci vin cu foarte multe resentimente da. față de oamenii care, care le-au greșit. Uh, venim cu sentimente de vinovăție. Am întâlnit foarte mulți oameni care nu purtau nicio vină într-o situație traumatizantă, dar se simțeau vinovați fete care au fost, de exemplu, violate și care n-au vorbit niciodată despre trauma lor pentru că se simțeau vinovate ele care nu aveau nicio vină, practic, pentru că erau mici, uh, au fost seduse, n-au știut ce înseamnă lucrul acesta, n-au știut nici dimensiunea uh, gravității. În da, timp. Da, 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 Dar ele purtau o vină da. și, și. O vină puteau... culturală până la urmă. Da, și nu puteau da. vorbi despre această vinovăție, uh -huh, uh -huh. dar o, o interiorizau, era vina da. lor. Și multe alte exemple. Mai devreme am spus că când m-ați întrebat care este al treilea aspect de identificat, am încercat eu să-l îmbrac frumos. Deci realitatea, actualitatea traumei este greșit să spui că mi s-a întâmplat ceva de mult și că de atunci au trecut ani, zeci de ani, poate. Problema nerezolvată, atunci când este traumatică, da, cu deosebire de traumatizantă. Atunci, da, ea, ea e o rană deschisă. Este o rană, o rană deschisă. Nu se închide niciodată. e adevărat. Trecutul nu moare. Este foarte adevărat da. pentru că nu ne raportăm corect la trecut și la trauma trecutului. Uh -huh, uh -huh. Pentru că dacă. Este foarte uh, facil să spui am uitat sau am, am iertat, dar n-am uitat. Da. Uh, nu, e, nu numai că e facil, este, este foarte greșit. Uh -huh. Fiecare traumă. Pe care o trăim. Nimeni nu ne ferește de ele, sigur. Nimeni. Și de nedreptăți. Nimeni nu ne ferește de ele. Este foarte important nu să le uităm, ci să le vindecăm. Fiecare traumă, fiecare nefericire, fiecare situație care induce o stare de tristețe, este foarte important să o vindecăm. Și dacă o vindecăm acum, aici, nu pentru că ar fi un proces ușor de vindecare, dar în primul rând un act de voință, un act voluntar, unilateral. Uh -huh. Nu este obligatoriu ca celălalt Se să știe mă sau să știe că la da, am iertat. Da, da. Este un proces uh, al meu cu mine însă. Da. Deci este o decizie este o, liberă este o decizie și intimă. intimă personală. Și intimă, da. dar cu efecte uh, pozitive, uh, miraculoase, divine. Pentru da. că dacă, uh, poate că ar fi trebuit să începem discuția noastră cu iertarea pe care Dumnezeu n-o dă cu iertarea care este inserată în rugăciunea Tatăl nostru. Este singura rugăciune pe care o găsim în Biblie, cum învață Domnul Isus pe ucenici să se roage. Și iertarea face parte a, a, a ierta pe semenul nostru, cum și Dumnezeu ne iartă pe noi, cum și noi, cum ne dorim și noi ca semenii noștri să ne ierte pe noi, cred că de acolo pornim. De să spun că iertarea este un, un, dar divin, pentru că înainte ca noi să iertăm, noi înșine am fost iertați. Da. Și am fost iertați de Dumnezeu, am fost iertați de Mântuitor care s-a răstignit pe cruce pentru greșelile noastre. Era, un, era un era fiul de Dumnezeu, fără păcat, și a ales, a ales să moară pentru noi, pentru păcatele noastre. Noi suntem în stare... Nu să murim, dar noi nu suntem uh, dispuși să iertăm. Da. Pretindem să fim iertați, dar nu. Dar nu să iertăm, vrem, nu putem și Este preiertă. atât de minunat să poți da. ierta. Este atât de eliberator, doamna din Așa este Vorbesc pentru că, că știu este ce beneficiul înseamnă. de fapt, da. 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 Te eliberezi. Te eliberezi, eliberezi. 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 care cu tine ne iertând poveri și frustrări poveri și, și ura da. care se manifestă uh, în urma unui act de nedreptate, este adevărat că dacă ar fi să să uh, Fac așa o listă a lucrurilor care, pentru mine, personal, sunt cele mai greu de trecut, sunt nedreptățile. Deci, uh, mie, mie, pentru mine a fost un proces îndelung uh, să accept. Să iert oamenii care mi-au făcut nedreptate. Cu alte cuvinte, ați suferit mult uh, am din suferit... cauza lipsei de iertare. Uh, uh, Nici noastră n-ați știut să iertați. Nu, am iertat, dar n-am înțeles uh, N-am înțeles uh, actul acesta de, de nedreptate. Adică, știi lucrurile că sunt foarte clare într-un anumit fel, într-un anumit aspect și totuși, cu atâta ușurință, poți să acuți pe cineva. Deci, gestul de nedreptate, nu de, nu de vinovăție. Nu. Da, cu da, 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 de vinovăție da, da. E cu totul altceva. Da. Da. nu am avut niciodată o problemă. Stăteam de vorbă cu un coleg de al dumneavoastră de breaslă și m-a întrebat cum pot fi atât de pozitivă, concluzia fiind a dumnealui nu am da, da. și eu i-am spus că în momentul acesta s-a declanșat după ce eu l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu și după ce mi-am dorit să am o comuniune cu Dumnezeu. Și a venit pur și simplu, fără să fac niciun efort. De ce vă spuneam mai devreme că vorbesc pentru că știu ce înseamnă să poți ierta? Este un proces Uh, care pur și simplu te cuprinde. Uh, te cuprinde și îl poți trăi fără să mai faci eforturi să ierți. Nu, este, e ușor când uh, înțelegi lucrul ăsta să faci asta și să nu urăși pe nimeni, să nu ai resentimente față de nimeni. Mai este ceva. Noi, este foarte important ca noi să iertăm omul, nu neapărat păcatul. Nu neapărat fapta. Exact. Să nu confundăm omul cu fapta. Exact. Omul nu e neapărat da. rău. Fapta lui e exact. El Orice, nu e niciun rău. Om nu este fundamental da. rău. Niciun om nu este fundamental rău. E bine să înțelegem conjunctura, situația care l-a dus într-un anumit moment, într-un anumit să se să anumit că să că să să da. anumite fapte, pentru că sunt și fapte uh, Petepsite de lege, pe care nu le putem accepta, dar putem să-l iertăm pe om. Da. Nu fapta lui, nu păcatul lui. Sigur, noi aici putem să-l iertăm pe despre... păcătos, dar da. nu, nu păcatul. Da, da, da. Deci noi nu, aici nu vorbim despre iertare juridică, vorbim despre iertare terapeutică, dacă vreți, da? da. Și ierta. A, ah, bun, mi-ați adus aminte De un lucru foarte important. E foarte important să înțelegem că iertarea este de sine, adică de noi. Da, și de iertarea celorlalți. Și iertarea celorlalți exact. îngerului numit iertare. Da, iertarea da, de da, sine da, da. și iertarea da. de semn. Puțini oameni poate înțeleg... Nu că nu ar tâtea, da. ci poate că nu se gândește, nu se apleacă asupra acestui lucru extrem de, extrem de important. Iertarea de sine, da? să mă iert pe mine, să mă iert pe mine în raport cu mine, să mă iert pe mine în raport cu ceilalți, Hai să iert pe ceilalți, deci pe semenii mei. Imediat, ne apropiem de acest subiect imediat. Ce Bun. vreau să vă întreb înainte? Câte dintre cazurile, câte dintre suferințele pe care sunteți chemată la cabinet să le dezlegați, Așa. să le alinați? au la bază lipsa de iertare? Cred că 90%. Mm -hmm. poate, dacă, dacă aș fi, poate chiar și mai mult. Chiar și mai mult. Chiar am recent uh, o situație care se potrivește extrem de mult pe această tema noastră de discuție. Uh, o, o femeie absolut impecabilă, profesional, uh, familială, în relația cu soțul, cu copiii și cu toți oamenii deci, din jurul armonioasă ei. în general, da? Da, și o femeie da? cu principii, cu valori, da? care a fost înșelată. Și nu poate să-l să ierte pe soțul ei. S-a produs un adulter în familia ei. Nu poate să ierte uh, uh, greșeala la ei. Nu poate. Nici nu vrea, pentru că nu poate. Și a zis, nu pot să iert, nu pot să cred de ce a făcut asta. Uh, sigur, e un proces lung iertarea, și mai ales când nu ești obișnuit să ierți, că nu, nu dai circunstanțe atenuante celui care a greșit. Și că nu te uiți un pic și la tine, să vezi dacă n-ai colaborat. Exact. Dacă nu ai și tu un, <laughs> exact, da. un rol da. mai mic sau mai mare în, în greșeala celuilalt, că până la urmă fiecare dintre noi avem partea noastră de vină, chiar dacă ni se pare, și ar fi bine să nu, să nu ni se mai pară că suntem. Exact. Fără greșeală. Că suntem buricul pământului. Perfect. da. sigur. Ce le spuneți în asemenea cazuri? Primele cuvinte, primii pași pe care îi faceți de mână cu cel aflat în suferință, care sunt? Depinde de situație. Aș vrea, în primul rând, să, să înțeleagă, să conștientizeze situația în sine. Da. Ce a adus la situația da. aceea? Care au fost... Desfășurați pași... cumva o tablă de șah? Da, da. da. Care au fost pașii care au dus la lucrul da. acela? Doamna în cauză, de exemplu, joacă, da, cu albele, da. soțul joacă cu negrele, da. da. Uh... Lucrurile nu s-au întâmplat aici și acum. Lucrurile au în trecut, sigur că au, da. Au foarte bine au, subliniat, Au da. continuitate. Da. Asta nimic este nu se întâmplă din senin. Asta este un efect al da. unei cauze. În primul Corect, rând, da. în terapie, eu am învățat că este foarte important să identificăm cauza care a dus la cauza care a da. dus la efectele pe care noi, noi, noi le suportăm. Noi în general luptăm împotriva efectelor. Așa este. Da. este, foarte important să identificăm cauza și să lucrăm pe cauza după ce uh, aflăm toți pașii care au, au adus, ne-au adus da, aici da, unde deci sunt. După ce ne întoarcem da, da, într-un trecut cât da, fie el de, de vechi. Uh, da? eu, am, eu am așa o expresie care nu știu, dacă mi aparține, dar e posibil să da? <laughs> mă fi identificat așa cu ea, încât să cred că mi-a parține. Uh, desfășor ghemul. Da. Noi noi suntem un ghem pe care punem ața. Viața noastră, prezentul nostru este o acumulare de ață pe un ghem. E foarte important să desfășurăm ghemul înapoi și să vedem unde sunt nodurile. Fiecare nod este important să-l desfacem, fiecare nod este important să-l înțelegem, să-l acceptăm și să-l iertăm. Așa este. Că nodul acela este o traumă, nodul acela este un, un, un gol afectiv, da. o, o suferință. Fiecare not înseamnă un lucru iertat. Dar nu-l putem ierta dacă nu-l acceptăm, nu-l putem ierta dacă nu-l înțelegem și dacă nu vrem să facem asta. A, a, am avut nenumărate cazuri care mi-au spus sunt puternică, dar chiar pot să și gesticulez. Eu sunt puternică. Da. Am iertat da. pentru că am uitat. greșit, greșit, greșit da, Îmi cer da. iertarea gestului Da, nu, nu, că pentru că nu, e un gest, a, un pentru că nu comun, mi aparține, da, nu da, mi aparține, da, da. Ne aparține, dar da, ne aparține. Dar, dar vreau aparține, să spun că suntem uh, mulți și sunt mulți. Uh, da. nu, vreau să spun prin acest gest că de fapt și gestul uh, exprimă detașare. Iertarea nu înseamnă detașare. Iertarea înseamnă un, un proces de acceptare și de înțelegere. Nu de, Când faci așa, înseamnă că mă detașez. Eu sunt deasupra da, e tuturor. Un fel de detașare arogantă. Da. Arogantă. Când faci așa, înseamnă că mă detașez arogant și doar mă detașez. Și doar cu mintea. Și doar că vreau. Nici, da. măcar, cu Nici doar, măcar cu mintea. Doar, da. doar verbal. Doar, doar din gură. Da. Doar din gură spun că m-am detașat. Da. Dar de, și, și pentru că să vezi că sunt eu de tare și de puternică. Nu. În situațiile astea este bine să ne vedem și vorbim de abilitățile. Uh, nu este nefiresc să sufăr pentru că mi s-a făcut o nedreptate. Nu este, este fiziologic, este natural să sufăr, pentru că mi s-a făcut o nedreptate. Este firesc să sufăr dacă am trecut printr-o traumă. Este important, uh, este important cât de mult uh, reușesc să trec prin toate etapele iertării mm -hmm. și ale acceptării ca, ca să pot să mă vindec. Vindecarea este uh, finalul. E, mai este un efect. Dincolo de faptul că eu îmi las, așa cum spuneam și în debutul emisiunii, Sufletul să respire. Și pot să merg eu înflorită În bobocită întâi și apoi înflorită mai departe Îi fac un dar Exact cum spuneați dumneavoastră Celui despre care eu cred că mi-a greșit Nu-l țintuiesc Nu-l fixez Nu-l las blocat în trecut Oamenii se schimbă Ne schimbăm Omul care a greșit își va înțelege Probabil la un moment dat greșea La rătăcirea Eu așa îl las acolo înghețat Poate îl va descoperi cineva peste o mie de ani, da? Da, da? Este incorrect și față de cel pe care l-am iubit cândva și față de mine. Așa cum pentru mine îmi doresc, eu știu, liniște, pace, soare, trebuie să-i doresc și celuilalt același lucru. Mai este un aspect al iertării. Dacă mă pun pe primul plan pe mine, da, și ajungem acolo, la. Acolo la, nu va exista la, niciodată la iertarea. Da. Iertarea de sine, iertarea celorlalți. Da. E mai greu să ne iertăm pe noi. E adevărat, Se e cel adevărat. mai greu să ne este iertăm. Este foarte pe adevărat. Noi. Și sentimentele de culpabilitate pe care le purtăm cu noi, an, an la rândul, an de rândul, uh, nu fac decât să sape noi niște răni adânci uh, pe care, uh, dacă nu le vindecăm, vin cu anii, cu fiecare zi de altfel, da, nu așteptăm da, un an da, să da, mai vină, da. un, un alt agent stresor, o altă cauză care uh, activează trauma veche. Dacă eu nu am vindecat uh, un sentiment de nedreptate, un sentiment de culpabilitate, acum, la momentul acesta, când l-am trăit, uh, se pare că trimis odată uh, reprimat da. în subconștientul nostru, el acolo va muri și se pierde. Odată, în al doilea rând, iertați-mă, uh, n-am rezolvat problema Vom atrage probleme de același tip, da, da, pentru da. că funcționăm pe principiul rezonanței da, da, și da. se vor acumula, și se vor acumula da. trădări la fel, da. conflictele la fel, și, și, uh, la și fel. trăim uh, sentimentul, dar de ce uh, nu pot să să accept și să depășesc momentul care mi s-a întâmplat acum, pentru că nu este un lucru atât de grav. Eu am trecut prin multe, pentru că celelalte multe, nu trebuie să le depășim, trebuie să le iertăm. Să le acceptăm, iertându-le. Doamna Vioreta, recapitulare, da. Iertarea cu majuscule. Subia, primul pas, sentimentul de vinovăție, da? Da. Să acceptăm că s-a greșit la un da. moment dat, că noi am greșit, că, că altul a greșit, greșit față de noi. Sigur. Întotdeauna există cel puțin doi, doi da, într-o greșeală. Dacă nu chiar mai mulți, rătăcine, da, da. Da. că mai există și al treilea care a spus despre mine că așa am da. zis, am făcut. Al treilea uh, aspect care, uh, care trebuie luat în seamă, uh, al treilea aspect pe care este foarte important să-l luăm în seamă este uh, uh, durerea. Pe care este important să ne-o acceptăm Să ne dăm voie să, da. să suferim Suferința este, uh, este normală Mi Vă întreb, C iarăși vă întreb, mă iertați Am întâlnit multe persoane care spun Mă feresc de durere și chiar reușesc Printr-un efort maxim de voință Să-și ducă durerea undeva sub un preș Nici nu-l mai văd, nici pe ea, nici preșul uh, Și am întâlnit mai puțini Mai puțini specialiști Și eu sunt de partea lor Care spun că e bine să te Cufunzi în durere așa cum te cufunzi în apă, în apa mării, în apa oceanului, să o trăiești până la capăt ca să poți înțelege de a părcei cu durerea și abia apoi să te ridici curățat. Uh, vă voi da, uh, vă, evident de partea cui sunteți, cum gândiți? Evident că uh, la concluziile la care nu ați ajuns eu o împărtășesc, dar vă voi dar da dar poate toată lumea să facă uh, asta? Uh, vă voi da un exemplu din care fiecare dintre da. cei care ne ascultă va alege ce îi se potrivește De uh, ce potrivește. Deci, spunem noi că travaliul de doliu este da. foarte important da. să fie consumat? Și că el durează de la traumă la traumă de la șase luni chiar mai mult Dacă depășim acest travaliu de doliu care poate fi uh, individual. Individual pentru fiecare om în parte. Nu toată lumea reacționează tipic în șase luni. Abia atunci putem vorbi despre vindecare. Dacă acest, această traumă, acest ravaliu de doliu nu se consumă, atunci pot să intervină alte stări psihice de la anxietate până la depresie și tentativă de suicid în final, ferească Dumnezeu. Nu e obligatoriu să se întâmple, dar pot fi. Așadar, durerea este important să fie consumată. Vedeți că evit să-l spun pe trebuie. Și nici mie nu-mi place trebuie, dar da. trebuie. Și nu într -o lume... e facil, da, facil într-o lume în care trebuie acesta, da, îl folosim... Da, da. Hai să-i spunem un, un, un trebuie blând. Nu există trebuie blând. <gântu -i> pentru că dacă... <gântu -i> îl îl îmblăzim nu acum, Nu, nu există <gântu -i> trebuie. E bine, este bine, Asta e, este, este potrivit da, să. Da, da, este foarte important să-l înlocuim da, pe da, trebuie. Da. E necesar, da. este important să... Uh... Este util să... Uh... Este util să... Nici mie nu -mi este util să nu-l folosesc pe trebuie da. pentru că atât de uh, ușor se folosește. A ajuns uh, uh, ca un dat în vorbirea noastră și... Sigur că ți se da. imprimă. Uh, și mă întorc. Deci acceptarea durerii. Acceptarea durerii și consumarea durerii, conștientizarea durerii. Uh, îmi spunea uh, cu ceva vreme în urmă uh, un uh, domn tânăr și deștept că până nu s-a dus la mormântul tatălui să-și poată striga durerea, să-și poată cere iertare, nu putea să accepte durerea. O altă ingineră tânără de la uzină îmi spunea că 5 ani a durat uh, durerea pierderii de mamă, pentru că n-a știut, n -a, nu și-a dat seama care e nevoie de ajutor specializat din partea unui terapeut, n-a știut cum să gestioneze durerea. 5 ani plângea non stop. Pentru că, bine, în cazul acesta era un sentiment de vinovăție. Deci, toate acestea au legătură cu iertarea de sine. Da. Exemplele pe care le da, ați Da, era vorba de un sentiment de vinovăție, considera că nu a făcut ceea ce trebuia ca să poată să o salveze pe mama ei, care fusese răpusă de un cancer și că își aroga niște drepturi și niște puteri nefirești, pentru că ea nu era Dumnezeu, nu da. era medic să instituie cel mai bun tratament și nu era Dumnezeu care să poată să-i dea zile mamei. Deci, purta un sentiment de vinovăție inovăție care nu era al ei. Uh -huh. După cinci ani, după ce a ajuns la terapie, cred că nu ne-au trebuit două ședințe să înțeleagă lucrul ăsta. Nu ne trebuit. A, doua, a doua ședință deja vorbeam despre altceva. Este mm -hmm. foarte important. Și se schimbase. Și se schimbase total. se schimbase. Se schimbase, se schimbase, schimbase și acceptase, a ei. acceptase moartea a mamei. Da. Acceptase da. moartea mamei. De asta spun, chiar și să te prezinți la, la terapeut, nu este un stigmat. Nu ești mai puțin puternic da. dacă te duci la terapeut. Și noi, terapeuții, avem nevoie. Și noi suntem supuși tuturor răutăților oamenilor și poate chiar mai mult decât alții. În plus, preluat da, și chiar da, de moară. Și evident, ale dar mai ales că noi avem da. Mai ales terapeuții, psihologii adevărați, au o sensibilitate aparte, au o, o emoție aparte și atunci mai mult interiorizăm suferința, durerea și loviturile da, pe da. care le primim. Din nu este ușor să le, să, să, să le, să le accepte așa din prima, dar dorindu-ți parcurgând niște etape, se poate întâmpla lucrul ăsta cu cea mai mare certitudine, vă spun. Cu cea mai mare... Cât de des pronunță românii cuvântul, cât de des îi se adresează celui din față, spunându-i iartă-mă. O, rar. Sunt cuvinte magice. Știți cât de mult vindecă? Eu dacă aș greși față de dumneavoastră și v-aș spune... Iartă-mă, da, iartă-mă. Uh, ce ar însemna pentru dumneavoastră? Ar însemna, cred eu, ceva da, important. De... În primul rând că mi-aș recunoaște greșeala. Da. Cel mai important, că într-un proces de vindecare, da. de ce nu iertăm? De ce oamenii nu iartă? Pentru că celălalt nu-și recunoaște vina, iar celălalt se simte lovit. Cum adică da, să da. nu-ți recunoști? Eu n-am nicio vină. Nici, nimeni n-are nicio vină. Uitați-vă uh -huh. în clasa politică. Domnilor, nimeni n-are nicio vină. Toți sunt fără pată. S-a da. ajuns în, în da. situația asta, dar nicio, nimeni nu are nicio. Da, uitați-vă în familie, uitați-vă la serviciu. Da. Numai eu am dreptate. Numai eu am dreptate. Da, tu greșești întotdeauna. Uh, uitați-vă chiar la emisiunile TV, la, la emisiunile TV, de cei în care sunt invitați, oamenii politici. Uh, da, eu am urmărit foarte atent. Fiecare care este intervie intervievat, începe cu nu este așa. Da. Deci nu. nu este așa nu, da. Deci nu este așa cum a spus celălalt dinaintea mea mai eu dețin adevărul absolut da. Doamne, chiar așa da. Vedeți că s-a transformat într-o practică de limbaj și de gândire De, de gândire da. în primul rând da. și apoi da. de exprimare da, 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 da. De gândire așa ai, aveți a, Fiți atentă Nu începe cineva cu Cel de lângă mine are dreptate Sau pot continua ce a spus cel de dinaintea mea Nu, întotdeauna începem cu nu se, Nu este așa Să fi ajuns România o societate neiertătoare, că doar uh, am intrat și am ajuns până aici în istorie, ca un popor care tolerează, care primește, care acceptă. Ține, știți că mai puțin mai devreme, când am început să vorbim, vorbim da. vorbeam despre toleranță, da. despre uh, nivelul extrem de crescut al fiecăruia dintre noi pentru a tolera ce, uh, pe celălalt. Și uh, toleranță înseamnă să iert. Să, uneori chiar să trec cu vederea, da. să accept circumstanțele celuilalt, dar pentru toate astea este uh, necesar să vreau. Să fie un act de voință, de toleranță. Să uh -huh. doresc să-l ier pe celălalt, să văd și partea bună a lucrurilor, să, să înțeleg punctul de vedere de ce s-a întâmplat așa. Pot chiar să comunic cu el, pot să exprim uh, durerea mea în, în termen de nevoi și te, temeri. Nu îți reproșez. Că m-ai înșelat. În cazul acelei doamne despre da. care vorbeam și a milioanelor de femei înșelate, nu se reproșesc că m-ai înșelat. Îți transmit doar nevoia mea de tine și de a înțelege de ce ai făcut asta, cum ai făcut asta, fără de ce, de ce e o întrebare închisă, nu de ce ai făcut asta, cum ai făcut asta, cum ai ajuns aici, cu ce am greșit eu. Dar lucrurile nu se pun în, în, în termenii aceștia. Și ai făcut asta, de ce ai făcut asta, n-am trăit niciodată, nu pot să te înțeleg. nu poți să iert. De ce să nu putem ierta? Încă o dată, nu fapta o iertăm, ci omul da, care a care da. făptuit-o. Când știm, că am, iertat, când știm exact, că am iertat, când știm că am iertat, când da, nu mi furat întrebarea de pe buze, da. pe, probabil că e zis da, așa da. o legătură, când știm că am iertat, când nu, mai, când nu mai avem suferință, când nu mai avem resentimente, când nu mai avem furie un loc... Când gândindu-mă la omul acela când Mă gândesc cu drag da, sau Și nu cu simt, iertare Sau nu simt nimic Și cu iertare cu iertare, da, cu, nu, mai simt nimic. nu mai simt furie, da, da. furie pe care, Furia care apare în procesul de iertare și pe care este important să o lăsăm Să se, de, să se declanșeze, să se declanșeze și să se consume Deci furie este un sentiment firesc mm -hmm. Nu de răzbunare deci nu da. spun să trăim sentimentul de răzbunare Nu, dar de furie E firesc mm -hmm. să, da. să mă, mă furi da. pentru, pentru o nedreptate Și azi și mâine și azi, peste mâine, 10 ani mâine. Și peste Dacă e nu bine am vindecat Da, 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 da e da. bine să nu dureze da. 10 ani o iertare Pentru că furia înseamnă că încă n-am iertat Dar când sentimentul de furie dispare Înseamnă că chiar și de resentimente, și mm -hmm. fenomenul de re resentimente da, da. dispar, înseamnă că eu sunt deja pe uh, punctul de a, de a fi iertat. De a fi iertat pe acel mm -hmm. cineva sau de a mă fi iertat pe mine. Uh, cum știu că. Nu, acum Cum știu că am pe celălalt am convenit că îl iertăm mai ușor? Cum știu că m-am iertat înțeles. pe mine pe cu mine. adevărat? da. da, da. da. În viață, doamna Denisa, suntem supuși multor alegeri. De cele mai multe ori alegem greșit. Sentimentul de vinovăție, față de acele puține exemple pe care vi le-am dat mai devreme și care se pot înmulți să vi le dau... Ridica la putere. Sunt nenumărate. Sentimentul de vinovăție este și pentru că eu am greșit. Am greșit în alegerea făcută, am greșit în... În a -mi alege partenerul de viață, am ales am greșit, am ales greșit când -am, am ales un loc de muncă, am ales greșit să folosesc cuvintele acelea și nu le-am folosit pe altele, am ales greșit. Și acest sentiment de vinovăție este uh, foarte puternic pentru că mă acuz pe mine că am ales greșit, că am procedat greșit, că uh, etc. etc. Atunci când vin și spun, în, în momentul acela nu aveam o altă soluție. Deci uh -huh. este deja uh, un, un contraargument la sentimentul de vinovăție. Da. În momentul acela nu puteam alege altfel. Și se mai domolește și furia. Și se domolește furia și se domolește, și se domolește sentimentul de culpabilitate. Da. Uh, deci eu, eu eram așa în momentul acela. Da, da. da. Nu sunt cea de acum. Da. Nu sunt cea de acum. Da. La momentul acela, uh, în, în condițiile acelea, în, da. în uh, condițiile care îmi erau create, îmi, îmi, îmi stăteau în față, cu înțelepciunea de atunci cu factorii externi mm -hmm, de atunci, mm -hmm. uh, nu, uh, era cea mai bună alegere. E bine să nu mai folosim negații. Nu a fost cea mai da, bună. Nu, a fost cea mai bună soluție. Nu, nu a fost da. cea mai bună. Sau a, a fost, fost alegerea despre a fost... care eu am Sau a fost alegerea la momentul eu... potrivit. Da, da. Uh, de să-mi înțeleg motivele, să-mi înțeleg situația, să mă înțeleg pe mine atunci, la momentul acela. Da. Acum gândesc altfel. Cu siguranță că fiecare dintre noi am ales greșit. Și eu am ales greșit de foarte multe ori în viața mea, dar am ales să înțeleg lucrurile pozitive care. Au, da, uh, da. care au Achea generat ares, da. acea alegere greșită. Binele din răul care vi s-a binele, întâmplat. Da, da, binele da, din răul. Da. Și că noi am extrage ca uh, albina uh, uh, nectarul din floare și am, alege, și am extrage tot ce e mai bun din acea situație, că cu siguranță există și un lucru bun din acea situație, nu ne mai simți vinovați. Și e doar un aspect, ele sunt multe. Dar vă invit la cabinet. Cu mare plăcere să <sus> știți Neapărat că pe vin, vin și pe mine. Să știți că e, e plăcut și, să continuăm da? discuția <sus> Da, mai ales că ne apropiem de capăt da, în dialogul. Da, da, da. O ultimă întrebare vă pun, Eu curiozitate mai mult, lucrați și cu tineri, și cu maturi, da, da, cu foarte maturi, da, cu seniori, da. da. cu care dintre ei lucrați mai ușor în direcția aceasta? A iertării. A iertării. A, cu siguranță adulții în, în da, 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 da. conștientizează greu Bine, sentimentul iar iertării. Cei mai în vârstă cum se comportă, uh, cel cum mai reacționează? Cel, cel, mai mai greu, gând, cel mai greu, cel mai greu pentru că este deja o deci istorie bătătorită. Sunt acolo, da. Da, da. Este da. o istorie deja bătătorită. Uh -huh. Dar sunt și excepții, sunt și surprize minunate când oameni mai în vârstă, peste 60 de ani, înțeleg că au greșit și că au greșit că s-au lăsat să fie poate umiliți, batjocoriți, neacceptați, uh, să nu se țină cont de ei în familie da. Și atunci au înțeles lucrul ăsta și vor să se schimbe da. Și vor să vină cu, cu lucruri bune în, uh, spre viața lor Pentru că a fost o viață de, uh, de prea multe renunțări și de prea multe frustrări Și nu este facilă da. Vă mulțumesc mult de tot, sunteți foarte vie, sunteți globie, ca o rândunică, da? <laughs> da, mă Mult, mult succes! Vă mulțumesc mult succes. pentru invitație, mă simt onorată! Cu mare drag, cu drag! Și aștept să se repete! Sigur mulțumesc. că da, doamnelor și domnilor, vă mulțumim și noastră pentru atenție. Rețineți foarte scurt acum, la capătul dialogului nostru despre iertare, vă rog să rețineți ce am reținut eu, da? Este esența discuției noastre. Ce ar trebui să spunem? Cum ar trebui să gândim? Nu ar trebui. Cum ar, fi bine, Cum ar fi bine să gândim? Cum este bine să spunem? Te iert, da? Și mă iert, da? da? da. Pentru că așa mă eliberez. Da. Pentru că nu mai vreau sub nicio formă să sufăr. Și nu vreau nici ca tu să suferi și să repeți greșeala și suferința. Și iertând trecutul nostru ne putem accepta prezentul și putem trăi frumos în prezent și în viitor. A pus punctul pe ei, doamna Violeta Popa. Rămâneți cu bine.